Festivalul producătorilor de film independenți și-a decernat premiile seara trecută la Malul Mării. Ceremonia s-a desfășurat la Mangalia, iar trofeul festivalului a ajuns în mâinile unui preot, a cărui peliculă tratează soarta emigranților români peste hotare. Pastorul Ciprian Mega n-a putut ajunge la ceremonie, însă pe scenă a urcat soția sa, coproducătoarea peliculei de succes. Trofeul IPIF 2017 pentru cel mai bun film de lungmetraj de ficțiune indie se acordă filmului Dimineața care nu se va sfârși, producător Ciprian Mega și Sharp Film. Preotul Ciprian Mega păstorește comunitatea românească din Cipru, acolo unde a și reușit să ridice o biserică pentru români. Apoi s-a gândit să le facă cunoscută povestea, așa că a făcut pasul spre cinematografie cu o peliculă emoționantă, iar debutul regizoral s-a bucurat de un real succes. Mi-e frică. Că nu o să mai văd. Dimineața care nu se va sfârși, spune o poveste dureroasă într-o perioadă în care migrația și prostituția reprezintă doar cifre statistice într-un tabel. Doamne, eu vă asigur că în Cipru nu există prostituate românce. Există, desigur, muncitori în construcții, există cameriste la hoteluri, mă rog, oameni cinstiți care au venit să muncească aici. Hai să vorbim ca între bărbați. A fost 13 zile de filmare, toate în Cipru. Și rezultatul, nu știu, să veniți să... Sper să reușiți să vedeți filmul. Este primul premiu pe care l-am câștigat în România. Filmul acesta a mai câștigat mai multe premii la Terni, Festivalul de Film de la Terni în 2016. Și producția Trump vs. Clinton a fost primită cu brațele deschise. Pelicula a primit premiu pentru cel mai bun documentar. She's a world-class liar. Just look at her pathetic email server statements. After all his talk, the only thing that is clear is he has no clue about what he's talking about. Este un new special ce am făcut noi, dar faptul că acest gen de producții sunt băgate în seamă și sunt recunoscute de către breaslă, e un lucru foarte important pentru noi, cei care le facem. Festivalul a adus la Malul Mării o avalanșă de filme bune și nu este o întâmplare faptul că a fost organizat la Mangalia. Orașul de la Malul Mării deține tristul record de a nu avea niciun cinematograf, în afară de Casa de Cultură a orașului. Eu m-am bucurat că a existat în Mangalia acest festival de film, pentru că sunt din Mangalia, nu sunt turistă. În orașul nostru se întâmplă puține lucruri și am vrut să profit. Proiecția mi s-a părut interesantă. În primul rând, actuale, reflectă zilele noastre pe care le trăim. Filmele care au fost prezentate au fost interesante și cu subiecte foarte diverse. Da. M-a plăcut. M-a plăcut. Cine n-a fost, a pierdut. Cine nu, să vină anul viitor, că vor fi alte producții. Îi așteptăm. Festivalul producătorilor de film independenți este un eveniment cultural care pune un accent deosebit pe producția de film 100% independent, realizat cu mijloace proprii și cu multă, multă prietenie.